Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de față aș vrea să vă arăt ce temperatură folosesc eu la această stație de dezlipit cu vacuum, DM915 sau ZD915, se găsește sub diferite denumiri, pentru a nu înfunda capătul acesta. Deoarece la început, nefiind obișnuit cu așa ceva, mi se înfunda destul de des, din păcate. După o investigație mai amănunțită și după ce am testat de mai multe ori, mi-am dat seama cum se poate rezolva problema. Am prezentat această stație și într-unul dintre clipurile anterioare, chiar am rezolvat și zgomotul produs de acel ventilator din spate de răcire, deoarece am observat că era supravoltat. Aveți link în descriere și ne dorește să vadă acea modificare, acea rezolvare a problemei. Hai să aprindem această stație de dezlipit. Eu, în mod normal, prima dată când am cumpărat stația, foloseam la temperatura de 320 grade până în 350 grade. Se încălzește destul de greu, trebuie să aveți răbdare. Avantajul major este că poți dezlipi componente gen integrate cu multe piciorușe și să folosești tresa în situațiile respective e mai dificil. Și revenind ce temperatură folosesc, ei bine, undeva pe la 370 de grade, puțin peste chiar. Să setăm la temperatura respectivă, vedeți că s-a oprit, a atins temperatura de 320 grade. O să setez mai sus. Mai sus. 375, hai 377. Puteți să vă duceți chiar și spre 380, puțin mai mult. Nu exfoliază cablajul, nu vă faceți griji, am testat de mai multe ori, deoarece oricum folosiți pe durată scurtă de timp. Nu stați mult pe zona pedului respectiv. Da, când apăsați, vacuum face zgomot, e și normal. Acum e înfundat, este bine. Drept cobai, o să folosesc acest tester de capacitate a acumulatorilor. Oricum vreau să scot display-ul pentru a desena schema de pe kit. O să vedeți de ce fac acest lucru într-un clip viitor. Sper să se vadă bine. E cam mare vârful. Țineți mai mult. Și apăsați. A fost un pic mai greu. Cred că trebuie folosit un vârf mai mic. Da, e clar, trebuie să folosesc un vârf mai mic. Readă prima dată. Hai că până la urmă a schimbat vârful cu diametrul din interior mai mic. Ah, din păcate nu prea reușesc să vă arăt în cameră. Prea focusează. Da, e diametru mai mic al găurii. Celălalt avea diametru destul de mare. Când schimbați vârful, recomand să o faceți înainte să porniți stația. Haideți să cositorim din nou cu fluidul proaspăt acele zone. Uite că am uitat de data aceasta, dar de foarte multe ori am observat că e mult mai bine așa. Folosiți LED-conul și cositoriți fiecare zonă. Perfect. Lăsați fluxul acolo, chiar o să pun puțin și deasupra, pe aici. Chiar ajută mult. Și acum putem folosi stația de dezlipit cu vacuum, setată la puțin peste 370 grade. Țineți un pic mai mult. Da, e mai bine acum. Următorul. Perfect. Da. Perfect. Ah, și să vă arăt că nu s-a înfundat. Trebuie să intre ușor, da? Perfect, nu s-a înfundat. Dacă s-a înfundat, se bloca pe undeva pe aici, dar nu e înfundat. Perfect, și ar trebui să iasă acum. Ar trebui. Mai ține pe undeva întotdeauna. Să vedem unde mai ține. La ăsta nu. Nu. Nu, ăsta. Ăsta ține un pic. În centru. Am observat. Perfect.
chiar nu a exfoliat deloc. Să vă arăt mai aproape, ca dovadă. E absolut deloc. Nu a exfoliat nici acolo, a rămas puțin flutur. Nimic, e tot în regulă, curat. Am scos display-ul. Deci, concluzia mea este aceea de a seta temperatura stației de dezlipit cu vacuum la puțin peste 370 de grade, pentru a nu bloca acest canal. Și cam aici să termin acest clip. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!